Campania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat lista celor 74 de locații din țară în care sunt instalate camere de supraveghere fixe pentru verificarea rovinietei. În județul nostru vor fi amplasate două astfel de camere de verificare pe DN66 și pe DN7. Camerele Companiei Naționale de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră nu sunt camere radar pentru determinarea vitezei. Ele filmează numerele de înmatriculare și transmit informația în sistem pentru a verifica dacă acel vehicul are taxa de drum achitată. În județul Hunedoara, camerele de verificare a rovinietei sunt instalate pe DN66 pe raza localității Băcia și pe DN7 la Săcămaș. Vă reamintim că începând cu data de 11 martie s-au modificat atât prețurile rovinietei, cât și perioadele de valabilitate a taxei pentru folosirea rețelei de autostrăzi și drumuri naționale. Dacă până acum se putea cumpăra rovinieta pentru o săptămână, o lună, 3 luni sau un an, din 11 martie nu mai există roviniete valabile o săptămână, dar există cele de 10 zile, o lună, 2 luni sau un an. Ca noutate, compania a introdus roviniete de o zi.